Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trebuie să întrerupem programul obișnuit pentru poveste uluitoare, fabuloasă. Ba, adevăr e că nu se cunosc soț cu soție. Da, păi noi care aici suntem de 10 ani de când stăm noi în studio ăsta. Așa. 10 ani aproape, da. Au trecut, iată, cel puțin 10 sărbători de mucenici peste noi. A, nu și cred. Și aflu cu stupoare. Mucenici. Ei, Vlad nu mănâncă dulce, de notorietate. Asta se știe. Ciuculește din când în când. Da, acum ne-a spus în pauză. N-a mâncat în viața lui. În viața lui. Da. Mucenici. Adică am crezut că asta e o chestie dobândită recent cu dulcele. Tu nici când erai copil nu mâncai dulce? Nu. A, dulce, da, nu mâncam dulce. Nu-ți dădeau sau nu? Sau nu mâncai? Nu prea îmi dădeau, nu. Am încercat cu amandină și nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut, da? Da, nu m-a atras niciodată. Dar asta cu mucenicii vorbeam mai devreme, că înțeleg că azi e cu mucenicii, nu? Astăzi se bea. 44 de pahare. 40 sau 44? 44. 4. Asta încă mai am să țin până la capăt. Dar mucenicii respectivi, de care ori fie ei, că înțeleg, eu înțeleg că sunt de două feluri mucenici. Serios, deci mă jur, nu am mâncat niciodată mucenic. Mucenici. Bă, niciodată. Ciorbă de-aia, niciodată. E posibil să fi gustat vreodată de la model... cum e el, aia, da, poate că acolo am mușcat, că mi-o fi dat cineva cu forța și am luat. Dar ciorba aia nu. Când eram la școală, un prieten mi-a încercat să-mi dea și, băi, arăta atât de ciudat, încât, sincer, mi s-a făcut scârbă și nu m-am apropiat de mucenici niciodată. Ea n-arată foarte bine. Eu ani de zile n-am. Aveam un coleg de apartament, dar nu înțeleg, stăteam cu chirie, care, și primea de la părinții lui măcinici de ăștia zeamă. Arăta groaznic. Adică arată, nici nu mă apropiam. Păi până am gustat. Și de atunci s-a terminat. Nu, nenică. Și nici colivă nu. N-am mâncat niciodată. Asta, n-ai mâncat colivă? Stai că asta niciodată, e niciodată. E cel mai bun tort ăsta, practic. Băi, nu... Ce să zic? Dar există nu... colivă mai puțin dulce. Dar nu e vorba de dulce, e vorba... Bine, odată că dulce pe mine nu mă atrage, știți foarte bine. Și doi, nu-mi place ideea, sincer. Adică nu înțeleg. Bune, nu vreau să sune macabru, că e dimineață, dar care-i treaba? Adică să te bucuri că a murit unul și mănânci colivă, nu, adică... Nu e de bucurie, e de gust. Serios, adică, bune. Bine, acum se găsește la magazin. Adică... Nu e același lucru. Nu, da, sunt atât de mulți. Trebuie să găsești, nu e ca aia de la mormântare, exact. Nu? Adică, hai că trebuie să găsești o pomană, ca lumea unde se face colivă tradițional, ca lumea, nu ce se face la cofetărie. Bun, adică aia de la cofetărie n-are conexiune necesară. Adică eu sunt un fiind cunoscător de colivă și pot să spun că nu există termen de comparație. Dar tu de care mănânci, Luca, mucenici? În care de mână? Toți. Da, de mă ce întrebare tâmpită am pus și eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.